Bună dimineața, dragi șeferiști de pe aeroportul internațional din Cluj-Napoca. Ne pregătim să plecăm spre Adana, Turcia, unde joi seara avem meci. În scurt timp sosesc și băieții la aeroport, iar mai apoi ne îmbarcăm, decolăm cu o cursă charter. Vă invit să rămâneți alături de noi în vlogul nostru de călătorie. Că este cel mai important meci al începutului de sezon? Sì, questo punto della stagione è un match molto molto importante. Lo sappiamo, siamo preparati bene. Quello che ho detto, abbiamo fatto buona gara prima, però questa è quella che decide. Quindi dobbiamo veramente essere pronti a tutto e siamo fiduciosi, abbiamo fiducia di quello che possiamo fare e andiamo a giocarcela. Din păcate, anul acesta nu mai avem o pernă acolo să punem capul după un tur preliminar, dar suntem încrezători pentru că ați văzut și meciul tur, puteam să câștigăm, puteau să și câștige, la un moment dat meciul a fost deschis. Suntem încrezători pentru că avem aturile noastre. Ei au, să zic așa, avantajul că joacă acasă, sunt obișnuiți cu acea atmosferă care, să zic, îi ajută în partidele importante, dar în același timp trebuie să credem în ceea ce putem noi să facem. Celebrul Ludo. Ne vedem din Turcia. În Turcia, la Adana, e foarte cald, sunt 35 de grade, umiditate foarte crescută, se simt undeva la 39 de grade. Momentan suntem în aeroport, așteptăm bagajele, iar mai apoi mergem la hotel. Ne vedem de acolo! Aici, în hotel, la aer condiționat, decât afară. Nu vreau să exagerez, dar este extrem de cald. Vremea, cu siguranță, este și ea un adversar în acest duel din Turcia. Am ajuns așadar la hotelul unde suntem cazați până mâine noapte după meci. Băieții s-au dus deja în camerele lor, urmează prânzul, iar după amiază antrenamentul oficial și conferința de presă. Rămâneți alături de noi pe YouTube pentru mai multe imagini din Adana. We'll be right back.